Bună dimineața și bine v-am regăsit! Iată aplicația foarte utilă pe care sperăm să nu o folosim niciodată. Îi spunem bună dimineața și lui Mădălin Roșu, președintele Biroului Asigurătorilor Auto din România. M-am chinuit un pic să Bună dimineața, bine v-am găsit! M-am jucat deja cu aplicația, doar așa de demonstrație, nu înseamnă că am avut vreo peripeție în drum spre muncă. Este foarte intuitivă și... că deja ajung la asigurători. Am început să primim deja... Nu. Ce apreciez e că butoanele sunt foarte mari, deci și dacă ești un utilizator mai în vârstă poți să apeși foarte ușor pe butoane sau dacă ești în stare de șoc și îți tremură degetele, la fel e foarte ușor să apeși pe butoane. Interfația foarte ușor de folosit și în momentul în care, Doamne ferește, avem accident, de unde începem? Păi, înainte de accident, aș zice să începem prin descărcarea aplicației, după care completarea profilului. Ce înseamnă completarea profilului? Înseamnă introducerea datelor personale, dacă vrei, buletin, permis de conducere, așa cum vedem aici, vehicule, pentru că s-ar putea să conducem mai multe vehicule, adică să avem un vehicul propriu, poate un vehicul pe care îl conducem la muncă sau, da, poate o motocicletă în plus. Ar fi bine să le, să le trecem pe toate, pentru că nu știm niciodată, atunci când se întâmplă evenimentul cu care din mașini facem acel accident. De ce e bine? Pentru că ușurează foarte mult procesul în sine de completare al constatului amiabil. Dacă vă aduceți aminte, în formularul fizic sunt foarte multe date pe care le completăm în momentul accentului și atunci timpul de completare al al formularului respectiv poate să ducă de la eu știu, 20 de minute până la poate peste o oră. Și mă gândesc că este și util în cazul în care șoferul nu este și deținătorul asigurării se întâmplă destul de des. sau să mergi cu mașina da, altcuiva. cu atât mai mult se poate. Sigur putem merge cu mașina altcuiva și e bine să o avem să o avem trecută. De ce se întâmplă asta pentru că atunci când începem să inițiem o constatare. Așa da, cum facem pe. acum. Da, Lucrurile merg foarte, foarte simplu. Avem varianta de a alege uh, momentul, dacă okay, e un moment că recent. Ok, s-a produs recent, acum okay. 20 de minute. în regulă. Data de astăzi. La aplicația 8... e automat, informația, da. Există vătămări corporale. Dacă există vătămări corporale, aplicația nu te lasă să mergi mai departe, ci îți sugerează să suni la 112, să anunți poliția, pentru că ăsta e și rolul constatului amiabil, se completează doar atunci când accidentul s-a produs între două vehicule fără victime, fără alte pagube materiale sau eu știu, A, trecem aici dacă există și alte pagube materiale, dacă am avariat borduri, stâlpi. Dacă trecem, da, din nou te, te trimite la poliție aplicația, deci dacă sunt doar la cele două vehicule, atunci poți merge mai departe. Martori putem trece, da sau nu, depinde de caz. Um, o să trecem, nu? O să trecem, nu? Bun, okay. și trebuie să activăm locația GPS ca el, practic, să ne poți, spună... Poți să... să o activezi sau poți să nu o activezi. De ce e bine să o activezi? Pentru că îți oferă varianta asta de, eu știu, adresă cu o precizie foarte, foarte mare. Pe de altă parte, ce este important de precizat e că aplicația funcționează și offline. Că dacă nu avem totuși o sursă de internet, putem folosi aplicația și în momentul în care vom ajunge la o sursă de internet datele se vor transmite asigurătorului în, în mod automat. Da, Vorbim acum după ce am completat tot constatul amiabil, după ce l-am semnat, funcționează și offline. Deci, practic, seamănă foarte mult cu vechea constatare amiabilă, am putea să-i spunem, mm. doar că completarea se face prin pași da. și, -mult, și este mai... mult mai intuitiv. O să vedem când ajungem la, la varianta de schiță accidentului cât de, cât de ușor e, pentru că de foarte multe ori, noi ca asigurători ne-am -am dat seama că un client întâmpină dificultăți în a crea schița accidentului. E destul de dificil, mai ales pentru persoanele care nu au trecut prin evenimente, care poate nu au un talent deosebit să deseneze uh, și vedeam diverse, diverse desene. Aici lucrurile sunt deja standardizate, poți să-ți alegi tipul de intersecție, poți să-ți alegi tipul de stradă sau de parcare, ai variantă de a pune Semne de circulație, semafoare, chiar și animale, dacă da. Care sunt beneficiile pe care le vedeți voi folosind aplicația asta? Nu neapărat pentru noi, Acum, pentru, da, pentru asigurător sau pentru, pentru, pentru client, e fantastică aplicația. Eu personal abia așteptam să, să existe cadrul ăsta legal, să o pot folosi eu. Pentru asigurători, însă, devine, hai să-i spunem, un joc al schimbării. Este momentul de maturitate al, al unei piețe de asigurări. Iar cel mai important din tot aspectul ăsta este că te pune într-o concurență și într-o competiție fenomenală. Adică dacă un asigurător este bun în serviciile pe care le oferă, se va bate în ghilimele de rigoare să-și contacteze clientul și să-i ofere consilierea în, în momentul respectiv, în momentul accidentului și după. De ce? Ca tot procesul de instrumentare a dosarului de daună să fie unul cât mai simplu și cât mai facil. Și după ce l-am completat, ce se întâmplă mai departe? Trebuie datele aprobasă? ajung la asigurător și asigurătorul te va contacta într-un termen propriu, probabil. Se aprobă și apoi putem să mergem în serviciu. Ce faceți cu datele pe care le colectați din aplicație? Ca și asigurător, datele sunt stocate pentru dosarul de daune. Ca și aplicație, datele sunt criptate, nu are nimeni acces la ele în afară de utilizator. Și aplicația poate fi descărcată deja de pe... Aplicația poate fi descărcată chiar de pe 15 octombrie, de când aveam și termenul legal să o, o, să o lansăm. Uh, deja avem peste 30 și ceva de mii de utilizatori de ieri până astăzi, când a fost lansarea oficială. Uh, cred că sunt undeva la 50 de evenimente deja notificate prin, mai puțin prin de aplicație. 24 de ore. În mai puțin de 24 de ore. Cu siguranță oamenii vor căpăta încredere atunci când lucrurile vor începe să funcționeze în realitate. Da? Deocamdată Uh, uh, recomandarea este să se descarce să ne completăm toate datele personale și să -o, o avem pregătită în caz de ceva. Mădălin, mulțumesc tare Mare mult rău. așadar aplicația se numește Amiabilă, mai multe detalii despre ea și despre cum funcționează găsiți și pe știrile în secțiunea LKT. O zi minunată să aveți!